Salutare și bine ați venit pe canal. Eu ce pot să zic eu? Treaba e nasoală, am luat un SR din nou. A fost la cumnatul meu după ce l-a vândut la cineva, după ce l-am luat eu, dar pot să zic că am cam luat măța în sac, mi-a dat de lucru exagerat, desfăcut aproape total. Și problema cea mai mare este și ce mă irită pe mine, problema care cu probleme cu instalația foarte mari. Deci asta e cea mai mare situație. E frumos, așa, oglinzi pe original, port de injecțion, de fapt de ditic injecțion, da? Așa, problema este cea mai mare, au avut niște probleme extraordinar de mari. L-am luat, am mers cu el, dădea rateuri, când dintr-o dată rateuri exagerate și n-am mai pornit. După aceea am luat să-l desfac să văd ce e. Am desfăcut fire lipite unul de altul, am înlocuit firele. Uitați-vă și voi cum arată. Am desfăcut toată instalația. De asta zic, când aveți rateuri mari și pierderi de curent, de fiecare dată va trebui să desfaceți instalația și să verificați fir cu fir, fir cu fir, fir cu fir, să nu fie lipite, să nu au scurt, să nu aibă una și alta și alta și alta. Hai, problema este cea mai mare, că va trebui să schimb și ambielajul, șirul menții. De pornit iarăși pornea greu, de asta m-a întrebat chiar și un abonat zilele astea. Și mi-a zis că îi pornește greu și că aude pe undeva aer pe la motor. Asta e cea mai mare problemă, că și aici se poate observa. Uitați-vă și voi pe lângă chiuloasă. Se vede pic de ulei, nu știu dacă puteți vedea voi. Nu, uitați-vă cum a ieșit. Vedeți? Deci, pe lângă garnitură, posibil ca chiuloasa să nu fie ok. Posibil ca chiuloasa să fie ovalezată, adică știți voi. În cazul ăsta se poate reface chiuloasa, se pune șmirghel din ăla pe, cum se zice, pe oglindă sau pe ceva, nu știu, geam ceva, să fie foarte, foarte neted, după care, na, îl faci acolo până va ieși bună, sau cumpere o chiloasă la 40-50 de lei și ai terminat situația. Uitați-vă și aici la fire. Este un dezastru. Uitați-vă și aici, vedeți? Aici am legat firele astea, poate să trebuiască iar să fac, să leg, să trec. Uitați-vă și astea. Le-am refăcut. Totuși, situația cred că va fi una nasoală. Ah, situația va fi una destul de nasoală cu scuterul ăsta, zic eu. Oricum, uitați-vă să vă arăt și firele scoase din el. Undeva așa, o să punem aici. Uitați-vă cum au fost. Uitați-vă aici. Astea sunt firele ce le-am înlocuit de la releu de tensiune. Vă dați seama, deci toate topite, lipite, făcute praf. Și încă curent dădea și încă pornea și farurile mergeau. Nu mai mergeau semnalizările una alta, dar era foarte greu de observat că sunt anumite probleme. Dar, din păcate, acum m-am cam lămurit că sunt probleme. Și nu mici, ci destul de mari, din păcate. O să văd dacă fac tros de cablă de instalație sau dacă refac asta. Dacă refac asta, o să vă zic
tot ce am făcut. Deși în mare parte v-am arătat aici tot ce am făcut, am desfăcut, am rupt alea și am verificat, am luat la puricat toată instalația. Unde sunt fire lipite sau fire rupte sau și așa mai departe. Pentru că așa o să refaceți instalația. Dacă aveți rateuri mari sau dacă aveți, nu știu, nu vă merg semnalizările, farurile, bordul, etc. Va trebui să faceți fix ce am făcut eu. Să desfaceți toată instalația, să scoateți afară toate firele și să luați la controlat. Nu știu, poate am pierdut și eu pe drum, s-ar putea să o scot definitiv afară și să văd dacă n-am pierdut ceva pe drum, cum se zice. Există și posibilitatea să fi pierdut ceva pe drum, că n-am scos afară și s-ar putea să mai fie undeva un pic și acel un pic va aranja toată instalația. Și contactul va trebui schimbat. Și aici e o problemă. Și nu știu pe unde mai sunt probleme. Dar tot arată el fain. Îmi place modelul ăsta. Aici iarăși nu înțeleg multe chestii. De obicei alte SR-uri au, precum avea ăsta, câte două fire de ieșire pe verde, două pe galben. Ăsta are câte unul de fiecare. Și tot motorizare Minarelli. Acesta este SR-VVV cu răcire pe aer din fabrică. Nu modificată, ci din fabrică. Hai că mai avem aici ceva. Da, mai avem ceva rupt. Da, ia uite aici. Fratele meu. S-ar putea că o să le desfac toate și o să le cos la loc. Și acest video poate să vă părea un pic mai plictisitor sau ciudat, dar credeți-mă că de aici aveți de învățat multe. Că de multe ori vindeți un scooter sau îl dați că gata, nu se mai poate face, nu știu, face alea, face alea, face alea. Când face alea așa nasoale, alea nasoale, cu rateuri nasoale, cu nu merg semnalizării, nu merge claxonul, nu merge bordul, nu merge luminile, nu știu ce, ei, luați instalația la puricat, nu vă jucați. Că așa o să dați pe nimic. Un scooter bun o să-l dați fix pe nimic din cauza asta și nu este foarte mult de lucru. Dai carenele jos și te iei de treabă. Te iei de treabă, faci una, faci alta, faci alta, faci alta, verifici fir cu fir, fir cu fir. E imposibil de că faci toate firele la loc să fie bine și ele merg culoare cu culoare. Dacă înlocuiești, o să lucrezi fix cu firul ăla, când îl izolezi, gata, e terminat bucata aia și o să vedeți că se vor rezolva multe chestii. Okay.